Ușile au rămas deschise, apoi în baptistier și seara nu poate fi decât o continuare a dimineții. Am avut un botez nou testamentar și aș vrea să-l încheiem în seara aceasta cu cina Domnului și punerea mâinilor. Dar aduceți-vă aminte de versetul de la care am plecat. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Trage puțin mai jos, Cristi, sunetul. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și textul continuă, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Am văzut ce nu este botezul. Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cum intri în apă, așa ești din ea. Și asta a ridicat o întrebare. Ce valoare eternă are gestul acesta, ritualul acesta pe care îl facem prin cufundarea în apă și prin ridicarea din ea? Și am văzut că valoarea nu dă faptul nostru, nu dă baptistierul, dragii mei, ci valoarea eternă o dă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ar exista această realitate istorică, obiectivă, tot ce facem noi n-ar avea absolut niciun sens. Ar fi un ritual gol, inventat de noi, dar dacă moartea și învierea Domnului Iisus s-au întâmplat în istorie, noi ne-am adunat în seara aceasta ca să o celebrăm. Să vestim moartea Lui, să-L pomenim pe El, să-L așteptăm pe El. El este viu, va reveni. Și ca biserică ar trebui să strigăm și noi, Maranata, vino, Doamne, Iisuse Hristoase. Am văzut ce nu este botezul, dar am văzut și ce este botezul în dimineața aceasta. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și pentru că cugetul este deja curățit prin credința noastră în Iisus Hristos, botezul, dragii mei, nu este o mormântare, ci o nuntă, o celebrare, o intrare în legământ cu Domnul Iisus Hristos, o bucuroasă mărturie înaintea celor văzuți și nevăzuți. Că această moarte și înviere a lucrat și în viața mea și m-a transformat, cum spunea Dorin, în templul Duhului Sfânt, în purtător de Dumnezeu, prin istoria pe care o voi mai trăi. Da, este o bucuroasă celebrare, dar este și o solemnă angajare. Și aici am rămas dimineața. Și dacă recitesc textul, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Vă mântuiește acum pe voi. Cu alte cuvinte, botezul, într-un fel, aș asemăna cu o intrare pe poartă, cu sfințirea inițială, cu îngrăparea și învierea mea împreună cu Hristos, cu, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și asta m-a dus din spațiul morții în spațiul vieții. Dar pentru că Dumnezeu mai dă viață și continuă alergarea pe drum, observați, botezul nu este legat doar de poarte ca să-l uităm pe urmă, ci trebuie să țin minte și să-mi aduc aminte să mă întorc la el de-a lungul întregului drum. Și de aceea textul nostru spune, ne mântuiește acum, 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 câtă vreme se zice astăzi. O să lăm de angajare, dar la ce? La ce se angajează cei care s-au botezat? La ce ne-am angajat noi în urma mărturisirii Domnului Iisus Hristos ca Domn? Și în seara aceasta aș aminti doar două lucruri. În primul rând, ne angajăm să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. În al doilea rând, ne angajăm ca să împlinim misiunea pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o bisericii și în momentul în care prin botez intri în biserica lui Hristos, te încarci cu această povoare, cu această responsabilitate a misiunii pe care El ne-a încredințat-o. Practic, ne angajăm să-i dăm trupurile noastre ca El să trăiască mai departe prin noi. Cum spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. O acțiune trecută și terminată și trăiesc. O realitate prezentă, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit
și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, ne angajăm în mod solemn să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 16. Duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, spune Pavel. Duceți-vă, și observați, diateza verbului este responsabilitatea mea, responsabilitatea ta. Trebuie să-mi dau toate silințele să fac lucrul acesta. Duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, ținând sus cuvântul vieții. Pentru că în ziua lui Iisus Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar, spune Pavel. Și el probabil că se gândea la filipeni care l-au mărturisit pe Domnul Iisus, dar câți dintre noi ridicăm o mână, suntem înmuiați în apa botezului, după care ne vedem de viață, uităm de Hristos, uităm de împărăție, ne întoarcem înapoi la porci, dragii mei, sau la pescuit, la viața asta de fiecare zi, în bucla fără șira deșertăciunii. Câți dintre noi, Pavel se gândește la filipeni, se gândește la coloseni, se gândește la bisericile care s-au înființat în urma mărturiei lui prin puterea Duhului Sfânt și el se gândește la ziua în care va veni înaintea Domnului Iisus Hristos cu toți copiii lui spirituali. Doamne, iată rodul muncii sufletului tău. Dar Pavel, dacă s-ar gândi doar la alții, am zice, poți avea gânduri pentru oricine altcineva. Întrebarea este ce faci tu cu ele în propria ta viață. Și dați-mi voie să mă întorc la viața lui. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 24-27. Nu știți că cei ce aleargă la jocurile de, în locul de alergare, toți aleargă? Dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Și cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări, da? Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. După care, de la ei, se întoarce la sine. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dragii mei, pentru unii e foarte greu momentul acesta. Stau și zăbovesc și se răzgândesc și nu îndrăznesc și-i rușine și ce o să zică oamenii, ce o să zică familia. Vreau să vă spun, momentul acesta este absolut nimic pe lângă ceea ce urmează. Toate bătăliile noastre încep de aici încolo. Și de aceea Scriptura ne spune prin gura lui Pavel, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. Dar de ce adaugă cu frică și cu tremur? Cu frică și cu tremur. Și acum înțelegeți de unde vine o solemnă angajare la călătoria vieții creștine. Dați-mi voie să vă aduc aminte doar de câteva texte. N-am să le citesc, nici să le citesc, vă aduc aminte de ele. În ultimul capitol din Efeseni, Pavel scrie bisericii din Efes, încolțită și ea de probleme interne și externe, dragii mei. Și el spune, noi avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, a căpetenilor răutății, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Vreți să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul? Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Hristos, din cap până în picioare. Dragii mei, ca să te îmbraci cu armura lui Hristos, trebuie să intri în Hristos, în cetatea de scăpare care este El. Doar cei care sunt în Hristos vor fi biruitori. Sau gândiți-vă la un alt text, cel din Evrei, capitolul 3, versetele 12 la 15. Nimeni dintre voi, nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nu cumva să vă pietriți prin înșelăciunea păcatului, pentru că ne-am făcut părtași ai lui Hristos doar dacă am ajuns la țintă, nu dacă am început alergarea, dacă am sfârșit alergarea. Ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm câtă vreme se zice acum, astăzi, da? Câtă vreme se zice astăzi. Prin botez
Noi intrăm, botezul este o poartă. Credința mă leagă de Hristos capul, botezul mă leagă de Hristos trupul. Și spuneam deseori, singurul spațiu mântuitor, dragii mei, este biserica. Și aici nu vorbesc despre denominații, despre structuri, despre ierarhii și programe. Vorbesc, dragii mei, de locul prezenței lui Hristos, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Locul prezenței și lucrării Duhului Sfânt, care se poate arăta prin unul spre folosul celorlalți. Dacă este adevărat, Eclesiastul ne cheamă la realitate, mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade. Sau ascultați un alt text. Dacă fratele tău a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ridicați-l cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. Sau, vă aduceți aminte de textul din Matei, capitolul 18, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, nu întoarce spatele, du-te la el și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Hristos se bucură. Este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos care se întoarce la Hristos. Dar dacă nu te ascultă, nu te da bătut. Ia cu tine doi sau trei inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu ascultă de el, spune-l bisericii. Și abia când nu ascultă de biserică, el se autoexclude din familia lui Dumnezeu, din împărăția lui Dumnezeu, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Observați, prin botez noi intrăm în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos, ca să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne purtăm poverile unii altora, ca să împlinim în felul acesta legea lui Hristos. O solemnă angajare urmează după momentul botezului. Întrebarea este, la ce? Dragii mei, pe lângă faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne ducem mântuirea până la capăt, El ne cheamă să ne înjugăm alături de El la împlinirea misiunii pe care Tatăl a dat-o Fiului. Când Domnul Iisus Hristos spune, luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Jugul meu este ușor, sarcina mea este ușoară. Da? Dacă vrei să găsești odihnă pentru sufletul tău, credința adevărată se testează doar în jug alături de Hristos. Atunci când, după pescuirea minunată din ultimul capitol din Ioan, Domnul Iisus strigă de pe mal, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ioan se trezește, Domnul. Petru se încinge, sare în apă și înnoate la mal să-și rezolve oful sufletului, lepădările lui din fața unor slujnice, dragii mei. Domnul Iisus pornește cu el pe drum. Știți întrebările? Pentru fiecare lepădare, o întrebare vindecătoare. Mă iubești tu? Mă iubești? După fiecare răspuns al lui Petru, vine și o încredințare, paște, oile mele, paște mielușei mei. Dar la un moment dat, ca să scape din king aceasta discuției cu Hristos, Petru se întoarce și îl vede pe Ioan venind pe urmele lor. Și el zice, cu asta ce va fi? Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Ce-ți pasă? Tu vino după mine. Tu vino după mine. Da? Ne angajăm în mod solemn, împreună cu frații noștri, alături de ei, să ne ducem mântuirea până la capăt. Dar în același timp, ne angajăm în mod solemn, ca împreună cu frații noștri, să fim trupul lui Hristos prin care El își continuă lucrarea pe pământ, să împlinim misiunea pe care Hristos a dat-o bisericii Lui. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, și cu siguranță știți versetul, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și ăsta este primul aspect. Noi am fost câștigați ca să fim ai Lui, dar apoi spune ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dumnezeu ne-a câștigat cu un preț imens.
moartea și învierea Fiului Său și Dumnezeu însuși era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Știți de ce ne-a câștigat? În primul rând ca să fim ai Lui. Și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va nesocoti pe unul și va ține la celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și altcuiva. Dacă realmente a intrat în aba botezului mărturisindu-L pe El ca Domn, spunând, da, cred, te-ai dăruit Lui, ai devenit al Lui, ai fost cumpărat cu prețul scump al sângelui Său. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să fim ai Lui. Doar fiind ai Lui putem vesti puterile Lui minunate, pentru că fiind ai Lui suntem transformați într-o chipul și asemănarea Lui, devenim învederarea nevăzutului Dumnezeu între cei din jurul nostru. Și în felul acesta ne împlinim preoția. Ca să fim ai Lui. Dacă citesc textul în continuare, versetele 11 și 12, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd și pe care le faceți, nu că le merită, ci de dragul lui Hristos, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. În 1985 eram undeva în Munții Apuseni, din nici nu vreo 14 țări, ascunși prin munți, dragii mei, și Jim Peterson era cel care ne vorbea. Și țin minte că m-a șocat un cuvânt de-al lui, zice, porunca la evanghelizare a fost dată apostolilor, nu a fost dată nouă. Și de atunci mă tot frământ cu povestea aceasta. Dar dacă stau doar lângă textul care l-ați auzit, zice textul nostru, voi însă sunteți o seminție aleasă, o împărăție, împărăție, o preoție împărătească sau o împărăție de preoți, un neam sfânt, da? Pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fiți ai Lui și să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Știți ce spune textul mai departe? Da? Oamenii vă vor vorbi de rău, ca pe niște făcători de rele. Cum îi câștigăm noi să slăvească pe Dumnezeu? Prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Observați, dacă nu vorbești cu viața, n-are rost să-ți deschizi nici gura. Pentru că tot ce spui cu gura ta este invalidat de viața ta, de trăirea ta, de caracterul și conduita ta. Și de aceea, dragii mei, atunci când te gândești la cele două aspecte la care ne cheamă misiunea Domnului Iisus Hristos, a fi și a face, cred că a fi este mai important decât a face. Pentru că tu nu poți face mai mult decât ești, nici măcar pe copiii tăi. Harul Domnului și mila Lui, aducând alte influențe, ar putea să-L ducă pe o altă cale, dragii mei. Și asta este harul lui Dumnezeu. Dar în esență, a fi este mai important decât a face. Și abia când ești, poți face cu adevărat. Abia când ești, poți face cu adevărat. Am spus că al doilea lucru la care ne angajăm în mod solemn este ca biserică să împlinim misiunea pe care ne-a dat-o Hristos. Bătălia pastoral-misionară pe care ne-a încredințat-o El în ultimele versete din Evanghelia după Matei. Dar am făcut o mică modificare, am rupt în două lucrurile pe care cel puțin biserica din Iris le cunoaște. Prin puterea lui Hristos să fim ucenici asemenea Lui. Dragii mei, asta este primul angajament, prima responsabilitate, să fim ucenici al lui Hristos, asemenea Lui, prin puterea Lui. Și pentru asta, de-a lungul drumului, în fiecare zi, trebuie să sporesc în cunoașterea Lui și în ascultarea de El. Să sporesc în cunoașterea Lui și în ascultarea de El. La cina Domnului, noi punem două întrebări. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Sunt întrebările pe care Saul din Tars le pune pe drumul Damascului când s-a întâlnit cu cel înviat din morți. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui. Știți ce spune textul din fața noastră, 1 Ioan capitolul 2, versetul 6? Cine zice că rămâne în El,
trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Doamne, nu-i prea complicat, nu-i prea greu. Noi nu suntem întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, dar suntem purtătorii Trinității în noi. Cine are poruncile mele și le iubește, mă iubește, se le păzește, acela mă iubește, Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Știți ce se roagă Pavel în Efeseni? Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii, să pricepem trei lucruri. La ce am fost chemați? Care este bogăția slavei, moștenirii unui sfinț? Și care este față de noi, credincioși, și nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu? Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Nu e așa că acum în lumina rugăciunii lui Pavel, versetul sună altfel. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Și ori de câte ori Duhul Sfânt mi atrage atenția asupra abaterii din drum, trebuie să mă pocăiesc și să vin înapoi la reper, să vin înapoi la Hristos, să continui devenirea mea cristică. Oare de ce spune Pavel în 2 Corinteni 3 cu 18? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului. Ca să fii al Lui, trebuie să accepți sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, transformarea de la o zi la alta într-un chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel, dragii mei, care după întâlnirea lui cu Hristos, după ce a fost botezat și umplut de Duhul Sfânt și a pornit în lucrarea lui misionară, atunci când scrie epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetele 28-29, el strigă, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez și mă lupt eu după lucrarea puterii tăriei Lui care lucrează cu putere în mine. Desăvârșit în Hristos Iisus. Dar desăvârșirea cere cel puțin două acțiuni permanente în viața noastră până când se zice astăzi. Și la asta trebuie să ne angajăm în mod solemn. O dezbrăcare de omul vechi și o îmbrăcare cu omul nou. Dragii mei, în felul acesta vom deveni ca El. Privind cu fața descoperită ca într-o oglindă, vedem cine este El, cine suntem noi și ce ar trebui să fim. Și Duhul lui Dumnezeu ne poate duce un pas mai departe în devenirea noastră cristică. Dar nu uitați, lucrurile nu încep de afară printr-o conformare, ci încep dinăuntru, printr-o radicală transformare. Întotdeauna Dumnezeu lucrează dinăuntru, în afară, din interior spre exterior, de la caracter la conduită. Până când Dumnezeu n-a lucrat în inima mea, până când n-am devenit al Lui cu adevărat și nu mă interesează, relația este intimă cu El, până atunci nici în afară nu se vede prea mult. Dați-mi voie să citesc textul în continuare, să vedeți cum Pavel lucrează și vorbește întotdeauna mai întâi pentru lăuntrul nostru și apoi pentru conduita noastră. Mai întâi încearcă să rezolve caracterul nostru. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și tot ce urmează ține de lucruri pe care oamenii nu le văd. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. După care continuă necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi toți odinioară. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, da? De toate aceste lucruri. Și textul nostru se mută de la caracter la conduită. Atunci când Duhul lui Dumnezeu a putut să lucreze înaintea mea, să smulgă rădăcinile acelea pe care numai eu le știu, alții nici măcar nu le văd. Abia apoi încep cei din jurul meu să simtă efectele lucrării Duhului Sfânt în mine. Lăsați-vă de toate aceste lucruri și observați, toate celelalte sunt în relațiile dintre noi, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Care este scopul dezbrăcării de omul vechi? Curăție morală. Atunci când întâlnesc pe doi tineri și s-au logodit, prima întrebare pe care le-o pun este când e nunta? Și a doua întrebare, ce veți face până atunci?
curăție morală și sănătate socială, un caracter cristic și relații cristice. Dragii mei, la asta ne angajăm în mod solemn și lupta nu o ducem singuri, ci Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Dar dezbrăcarea de omul vechi trebuie să meargă în paralel cu îmbrăcarea cu omul nou. Dragii mei, de foarte multe ori, omul vechi vine cu piele cu tot. Și singura mângâiere, singura alifie este să pui peste rană omul nou, chipul lui Hristos și să te umple de bucuria cea devenirii cristice. Dacă citești textul în continuare, versetele 12 la 17, astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu și voi, prin ce ați făcut în dimineața aceasta, ați devenit aleși ai lui Dumnezeu. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă în mod ciudat, dinăuntru spre afară. De obicei pui pe tine lucruri. Aici trebuie să începi prin a pune în tine lucruri. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu Dumnezeu, care-i dragoste. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Și atunci când Dumnezeu locuiește în noi și noi suntem în El, atunci pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Dar în procesul acesta al devenirii noastre cristice, avem nevoie să punem în mâna Duhului Sfânt, sabia Duhului și comunitatea Duhului, instrumentele Harului. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele lui Iisus Hristos și să mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. O solemnă angajare. Întrebarea este, oare la ce? La ce? În primul rând, dragii mei, în ciuda bătăliilor spirituale, pentru că noi suntem străini și călători, pe un pământ străin, l-am vândut în mâna celui rău. El este Dumnezeul veacului acestuia, stăpânitorul veacului acestuia. Toate sunt ordonate de El, dragii mei, controlate de Dumnezeu, dar El vine de la colindarea pământului, a moșiilor lui. Când îl întreabă Dumnezeu în Iov, de unde vii? A, de la colindarea prin lume, de pe moșiile mele. Și el are impertinența să-i spună lui Dumnezeu în față, în fața îngerilor, a, Iov, nimeni nu te slujește dacă nu-l cumperi. Dragii mei, cântarea care am auzit-o, deznădejdea, nici durerea, și nici altceva, nici o altă făptură să nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici îngeri, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Dați-mi voie să mi-aduc aminte că pe lângă lupta mea personală de a-mi duce mântuirea până la capăt, am și provocarea de a fi în jug alături de Hristos și de a lărgi împărăția lui Dumnezeu. De azi nu mai puteți tăcea. Zile trecute am ascultat un interviu luat de unul din evreii mesianici, unei femei din Iran care s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și a fost eliberată din îngustimea religiei ei, dragii mei, n-a mai putut să tacă. A împărțit 10.000 de Biblii, a creat grupuri de rugăciune până când a fost denunțată, aruncată în pușcărie, condamnată la moarte. Indiferent ce au făcut, n-au putut să o rupă. Din pricina presiunilor de afară, a fost eliberată, a ajuns în Turcia, a început să scrie memoriile și pe urmă a emigrat în Statele Unite. Și ultimele ei cuvinte din interviu a spus, dacă realmente ești al lui Iisus Hristos, nu mai poți tăcea.
Sunt prea mulți care aleargă spre iad, spre pierzare. De aceea fii un purtător de Hristos. Du-l pe El, vorbește despre El când ți se cere socoteală de nădejdea care este în tine. Ne duce mântuirea până la capăt și suntem în jug alături de Hristos pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Prin puterea lui Hristos, dacă am înțeles că mai întâi vine să fim, acum putem adăuga să facem ucenici asemenea lui, contribuind la cunoașterea lui. Dar cum poți să-l ajuți pe altul să cunoască mai mult despre Hristos când tu n-ai timp pentru el? Nu deschizi Biblia, n-ai timp de părtășie, n-ai memorat un verset, nu știi ce să spui. Contribuind la cunoașterea lui și încurajându-ne unii pe alții la ascultarea de el. În Matei, capitolul 28, și de aici, dragii mei, avem misiunea pe care Hristos a dat-o bisericii. Știți ce spune Domnul Iisus înainte de înălțare? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor.